Președintele Zelenski a cerut Ungariei să voteze în favoarea extinderii sancțiunilor impuse Rusiei și asupra sectorului energetic, cu interdicția de a se achiziționa gaze și țiței rusesc, precum și de a autoriza livrările de arme prin teritoriul său. Dar Viktor Orbán a respins ambele cereri, a comunicat purtătorul de cuvânt al premierului ungar, Bertalan Hevasi. Ungaria vrea să rămână în afara războiului și nu va permite transporturilor de arme să traverseze teritoriul său și nici nu va trimite arme în Ucraina, a adăugat acesta. Oprirea livrărilor de țiței și gaze ar însemna ca familiile ungare să fie obligate să suporte costurile războiului, a afirmat șeful de presă al lui Orbán. Aproximativ 85% dintre gospodăriile din Ungaria folosesc gaze pentru încălzire, iar 64% din importurile de țiței ale Ungariei vin din Rusia, a menționat Hevasi. Ar fi nevoie de 3 sau 4 ani de pregătiri pentru ca rafinăriile de țiței să proceseze petrol primit dintr-o altă sursă, iar infrastructura fizică pentru a primi volumul actual de gaze naturale din altă parte nu există încă, a adăugat el. Vom continua să ne opunem extinderii sancțiunilor la adresa sectorului energetic rusesc în toate forumurile internaționale, a afirmat același purtător de cuvânt. Refuzul guvernului Ungariei față de cererile lui Zelenski a fost confirmat separat vineri și de purtătorul de cuvânt al executivului de la Budapesta, Zoltán Kovács. Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a reacționat de asemenea vineri la demersul lui Zelenski, afirmând că înțelege că, pentru președintele ucrainean, cel mai important lucru este siguranța poporului Ucrainei, dar a adăugat că pentru guvernul de la Budapesta cel mai important lucru este securitatea ungurilor, potrivit FE. Recomandări trimiși speciale ai ziarului în Polonia, Joe Biden a aterizat lângă granița cu Ucraina și la 400 de kilometri de Rusia. Ura populară împotriva lui Putin este uriașă. Pe de altă parte, Budapesta face tot ce poate pentru a-i ajuta pe cei care fug din calea războiului și oferă ajutor umanitar, a spus Hevasi. Până joi, aproximativ 500.000 de refugiați au sosit în Ungaria, iar guvernul ungar a trimis Ucrainei ajutoare în valoare de 2 miliarde de forinți, a mai spus Hevasi. Ce a cerut președintele ucrainean? Președintele Zelenski a făcut apel la premierul Viktor Orbán să voteze în favoarea extinderii sancțiunilor impuse Rusiei și asupra sectorului energetic, precum și de a autoriza livrările de arme prin teritoriul său. Trebuie să decizi tu personal de partea cui ești, i-a spus Zelenski joi seara lui Viktor Orbán, care a participat prin videoconferință la summitul liderilor Uniunii Europene, făcând aluzie clară la armonia relațiilor dintre liderul ungar și președintele rus, Vladimir Putin, notează EFE. Președintele ucrainean a comparat situația actuală din orașul Mariupol, aflat sub asediu și supus unor ardamente intense care l-au distrus aproape complet, cu masacrarea evreilor în Ungaria la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Recomandări ambasadorul SUA la Moscova, interviu pentru presa rusă, iubesc Rusia, sunt îngrijorat de soarta ei și a poporului. De ce e împotriva cancelării culturii ruse? Am fost la Budapesta și am văzut memorialul Pantofi pe malul Dunării, în memoria persecuției evreilor de către gruparea fascistă ungară, crucile cu săgeți, a spus liderul ucrainean. Uită-te la pantofii aceia! Și vei vedea cum asasinatele în masă se pot repeta în lumea de astăzi. Și asta face Rusia astăzi. Aceiași pantofi. În Mariupol sunt aceiași oameni, a spus Zelenski. În această situație ai încă îndoieli cu privire la instituirea de sancțiuni. Eziți dacă să lași arme să treacă prin țară. Ai îndoieli dacă să faci sau nu comerț cu Rusia. L-a întrebat președintele ucrainean, adresându-i-se direct lui Orbán și adăugând că nu există timp pentru îndoieli. GSP, ro, unde fug Abramovici și ceilalți oligarhi ruși. Cumpără proprietăți de 10 de milioane de euro. Plaite ro breaking, Traian Băsescu ar fi făcut accident vascular cerebral. Unde e internat fostul președinte? Detalii de ultimă oră. Observator News, ro, mamă și fetița ei au fost ucise de ardamentele rușilor, în Mariupol. Pe copilă nici măcar nu știm unde au îngropat-o. Horoscop 25 martie 2022. Scorpionii ar fi bine să accepte faptul că autoritatea nu se impune prin forță, ci prin respect. Știrile Pro TV, ro, Zelenski a numit țările care stau în calea aderării Ucrainei la UE cele două state criticate dur. Ce a spus despre România? Video.
Telekom Sport exclusiv Gigi Becali a primit o scrisoare de la un oligarh ucrainean. Ce mesaj a avut pentru patronul FCSB? Publicitate celebrăm femeile din România printr-un proiect special.